Mă seara sunt Rareș Beanu, bine ați venit la Jurnalul de Agricultură, singurul buletin informativ zilnic cu și despre fermieri. Haideți să vedem care sunt știrile. Fermierii sunt la un pas de noua finanțare prin PNDR 2020. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale este pregătită pentru deschiderea primelor cereri din cadrul Programului Național Dezvoltare Rurală 2014-2020. După aprobarea Comisiei Europene, urmează să fie comunicat acordul de principiu pentru ca Ministerul Agriculturii să dea startul la depunerea de proiecte. Potrivit oficialilor AFIR, în acest moment nu există documente oficiale în varianta finală, pe baza cărora să se poată întocmi cereri de finanțare. Astfel, este necesară publicarea ghidurilor solicitantului pentru a se putea demara pregătirea dosarului cererii de finanțare. Fișele măsurilor disponibile pe site-ul oficial al Ministerului Agriculturii și pe www.afir.info conțin informații provizorii care pot suferi modificări, dar care pot oferi o imagine de ansamblu privind aria de finanțare specifică noii perioade de programare. Recomandăm tuturor potențialilor beneficiari ai măsurilor de finanțare ca până la publicarea ghidului solicitantului și a anexelor aferente să clarifice o serie de aspecte ce țin de etapa premergătoare realizării proiectului propriu-zis pentru a economisi timp în depunerea unei cereri de finanțare prin PNDR 2020. În acest sens este recomandat să se clarifice forma de proprietate asupra terenului pe care urmează să se dezvolte investiția pentru care se solicită finanțare. De asemenea, potențialii beneficiari pot să-și asigure sursa de cofinanțare și să identifice o societate de consultanță cu care să întocmească documentația aferentă și să implementeze proiectul. Pentru noua perioadă de programare financiară 2014-2020, AFIR a îmbunătățit modul de accesare și de complementare a fondurilor europene, în primul rând prin specializarea personalului pe tipuri de investiții. De asemenea, fiecare proiect poate fi urmărit în cadrul aceluiași departament, de la depunere până la autorizarea ultimei plăți. Pe noul program, AFIR implementează sistemul de depunere online a tuturor cererilor de finanțare, dar și al ofertelor pentru achiziții specifice beneficiarilor privați. O altă îmbunătățire a sistemului o reprezintă devansarea decontării plăților aferente cheltuierilor eligibile. Partidul Național Liberal a inițiat un proiect de lege care vizează taxarea inversă la carne și produse din carne, cu scopul de a reduce evaziunea fiscală. În același timp, procesatorii din industria cărnii care au stat la masa negocierilor săptămâna trecută cu ministrul Finanțelor Publice, Darius Vâlcov, așteaptă reducerea TVA-ului la carne pentru această vară. Există o situație, mai ales în ultimul an, destul de dură vis-a-vis de concurența pe piața cărnii în România, în special carnea de porc, dar și la carne de pui. Producem doar 30% din necesarul alimentar, foarte multe produse vin din import. Există o presiune foarte mare, carcasa de porc vine la un preț foarte mic, în așa fel încât crescătorii de porci au spus că nici măcar milionul acela pe care îl iau de la statul român ca subvenție de la Uniunea Europeană nu le mai ajunge și au început să intre în pierdere. Noi am încercat, PNL, și am introdus un proiect de lege privind reducerea TVA la produse alimentare până la 5%. Se pare că guvernul nu dorește acest lucru. În această situație, pentru salvgardarea industriei, cred că trebuie să recurgem la taxarea inversă. Totodată, acesta a explicat că dacă introducem taxarea inversă pe o perioadă de un an de zile, pentru că atât se aprobă de către Comisia Europeană, nu se va scădea prețul la galantar, dar în mod cert se va reduce frauda și societățile acestea fictive care funcționează la ora actuală în România. Prezent în ediția precedentă a Jurnalului de Agricultură, Sorin Minea, reprezentant al industriei care a luat parte la discuțiile de săptămâna trecută cu Ministerul Finanțelor Publice, a declarat că în această săptămână sunt așteptate propunerile pentru codul fiscal. Abia în iulie, acesta ar putea să intre în Parlament. Dacă reducerea TVA trece de legislativ, atunci în august măsura ar putea fi aplicată pentru unele produse. De primele promisiuni despre reducerea TVA-ului au fost acum vreo 10 ani. Deci la pâine a scăzut. Dar la pâine este așa de mic prețul la pâine încât un ban sau doi nu-l vezi. I-am explicat domnului ministru, pentru că sunt om corect, că în următoarele 2-3 luni de zile nu va mai fi 15%, va fi undeva pe la 10%, pentru că în rest vor compensa tendința de profit și așa mai departe. Nu va merge un magazin să vândă cu un preț mai mare, ci de la negru vor vinde mai scump, o să vezi. De ce? Pentru că va interveni concurența. Dacă TVA-ul a scăzut și dacă unul e nebun și încearcă să vândă cu 10% mai mare, s-ar putea să mănânce el singur mâncare.
Despre cota redusă de TVA la carne și produse obținute din carne s-a vorbit încă din primăvara anului trecut. Cu toate că cifrele au anunțat în toamna anului trecut succesul reducerii TVA la pâine de la 24% la 9%, mai exact o evaziune fiscală în sector cu circa 300 de milioane de lei mai mică și o producție de pâine cu 20% mai mare față de perioada de dinainte, măsura similară promisă de guvernanți pentru carne s-a lăsat așteptată. Doar 10 agenții economici din Maramureș și-au solicitat reatestarea pentru 31 de produse tradiționale de la sfârșitul anului trecut și până în prezent. Sunt din ce în ce mai puține produse de acest gen. Se poate observa cu ușurință, având în vedere că anul trecut existau 99 de fermieri maramureșeni care produceau împreună aproape 400 de produse tradiționale. Până la sfârșitul lunii noiembrie anului trecut, doar 31 de produse au fost certificate ca tradiționale, la solicitarea producătorilor și agenților economici din domeniul agriculturii. Luând în considerare potențialul județului Maramureș, se înregistrează o scădere în ceea ce privește reatestarea produselor tradiționale, a declarat reprezentantul Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Maramureș, Virgil Țânțaș. Au fost reatestate 6 produse din pâine, prăjituri și tăiței de casă, 13 categorii de produse din carne de porc, 7 produse pe bază de legume și alte 5 produse pe bază de lapte. Aceste bunuri sunt comercializate în târgurile de produse tradiționale din județ și țară. Mai avem în faza de reatestare încă 11 categorii de produse din categoria lactatelor, preparatelor din carne de porc, carne de oaie și pălincă. Oficialii locali consideră că o mare parte din fermieri au abandonat reatestarea produselor tradiționale din cauza costurilor și a documentației complicate. Producătorii agricoli și agenții economici neatestați nu vor avea voie să comercializeze în târgurile organizate sau magazine produse inscripționate ca fiind tradiționale. În noul Registru Național al Produselor Tradiționale figurează puțin peste 300 de produse certificate ca atare. România are o ștrovitură de imagini după ce Semtes BVN a realizat al doilea export de material seminal de bălțată românească în China. Relațiile comerciale între mureșeni și chinezi datează din 2009, iar în viitorul apropiat, românii speră să exporte inclusiv embrioni. 50.000 de doze cu material seminal din Mureș au plecat la începutul acestui an către China, în ceea ce face din România prima țară din estul Europei care realizează două astfel de exporturi. 6 din cei mai buni tauri ai noștri au ajuns să fie utilizați în cele mai bune ferme din China. Sunt aur din rasă bălțată, rasă mixtă. Parteneriatul dintre Semtest, BVN și China are o istorie ce precede mult lăudatul acord dintre autoritățile de la București și Beijing. Undeva în 2009 am început primul schimb și primele informații, să spun așa, cu partenerii din China, după care s-a semnat pe parcurs protocolul privind exportul de material seminal, dar a ajutat faptul că au fost acele întâlniri făcute la nivel guvernamental, a ajutat probabil ca procedura să se desfășoare mai ușor. Pentru următoarea perioadă, directorul Valer Sician are în plan diversificarea pieței relațiilor comerciale cu China prin exportul de embrioni. La ora actuală noi pregătim un protocol pe schimb de embrioni de bovine. Sperăm undeva în perioada următoare să reușim ca să terminăm în prima fază chestionarul pe care acum la ora actuală îl întocmim și e posibil undeva într-un an de zile să vorbim în România și de export de embrioni produs la Mureș, la Semtest BVN, export către fermele din China. Pe lângă materialul seminal comercializat în Uniunea Europeană, societatea mureșeană a vândut până acum câte 20.000-30.000 de doze în Iran și în Turcia. Ne oprim aici cu știrile, urmează discuția în platou. În această seară vom aborda un subiect controversat, dar și în același timp cu de maxim interes pentru fermierii români, împreună cu domnul Ion Cioroianu, vicepreședinte al Asociației Fermierilor din România. Bună seara, bine ați venit! Vorbim despre neonicotinoide în această seară, dar până atunci o să vă cer permisiunea de a comenta un pic foarte, foarte pe scurt ce am văzut știrile de mai înainte. Bun, PNDR-ul 2020, ne-am discutat aici, am avut o emisiune întreagă, este din ce în ce mai aproape să și intre în pâine, să deschide acele măsuri.
Mai sunt noutăți, vedem că lumea așteaptă ghidul solicitantului și restul de acte adiacente acestei deschideri. Mai se întâmplă ceva? Mai sunt noutăți din partea autorităților de la Bruxelles? Încă nu este aprobare, dar autoritățile române au promis că cel mai târziu, în luna martie, vor deschide sesiunea pe măsura 4.1, investiții în exploatații agricole. Cum să vă spun, e binevenită deschiderea sesiunii, dar trebuie să nu ne grăbim pentru ca să nu vină cumva PNDR-ul aprobat cu alte, să zicem, restricții. Și atunci tot fermierii vor plăti. Să știți că e un interes major în rândul fermierilor pentru deschiderea sesiunii de depunere a proiectelor pe măsura 4.1 nou PNDR 2014-2020. De partea cu TVA-ul a fost joi, a fost la Ministerul Finanțelor Publice o întâlnire cu întreaga zonă de agricultură și industrie alimentară, inclusiv ProAgro, din care dumneavoastră faceți parte, Asociația ProAgro a fost și ea prezentă la negocieri. Să vă întreb, pe partea de procesare, vedem că principala dorință este scăderea TVA-ului la produse alimentare. Pe partea de producție, taxa de stâlp le punem mari probleme fermierilor. Până la urmă, noi am vorbit în studio aici cu Laparu, am vorbit cu Roma Alimenta, n-am reușit să vorbim cu ProAgro. Dumneavoastră, ca și organizație, cu ce concluzii ați ieșit de acolo și cu ce speranțe? Păi știm că și ProAgro a fost la întâlnirea cu Ministrul Agriculturii și cu Ministrul de Finanțe săptămâna trecută. Și noi suntem susținătorii scăderii acestui TVA la produsele procesate, în special la carne. Deja la pâine s-a aplicat. Vedeți dumneavoastră, acest TVA care e 24%, vă dați seama că mărește prețul la alimente cu un sfert. Ce ar însemna dacă acest TVA s-ar reduce? Noi zicem să se reducă în totalitate. Zero să fie TVA-ul. Cum e în Anglia, în Irlanda. Bine, concret nu se poate. Înțeleg că dacă se va scădea, va fi la 9%, dar vedeți posibilă sau ce preferați? Taxarea inversă sau reducerea TVA-ului? Reducerea TVA-ului, pentru că la taxarea inversă se recuperează banii greu. Și știm că în miercuri se va da, miercuri acesta care vine pe 18, se va da publicității primul draft al codului fiscal. Chiar astăzi ministrul Vulcov a spus acest lucru. Aveți oarecare informații, să spunem, pe surse, ce s-ar întâmpla acolo, dacă au fost luate în considerare anumite cerințe ale fermierilor și cam care ar fi ele? Colegii care au fost prezenți la întâlnirea cu ministrul Vulcov spun că acest ministru de finanțe a fost foarte deschis, vrea să ajute agricultorii și că sunt optimiști că nou cod fiscal va prevede înlesniri pentru agricultori și procesatori. Ultima întrebare, porosele tradiționale au rămas foarte puține în comparație cu ce aveam, e bine sau e rău? Știu despre produsele tradiționale, la un moment dat aveam 4.000, vedeți, și nu știu, dacă brânza telemea se face în 2.000 de comune în țara asta, fiecare comună vine cu produsul lui tradițional. Cu rețeta ei, da. Da, că este brânza telemea de nu știu ce comună. Nu se poate așa ceva. Eu știu de la directorul din Ministerul Morărescu că au pus condiții drastice și vor să reducă foarte mult aceste produse care, mă rog, nu sunt în Uniunea Europeană, nu sunt în totalitate cât sunt la noi, vă dați seama, ori la noi sărim calul, pentru că am văzut că se vând, sunt acele piețe tradiționale în care vin și cei care, să zicem, pe bune... Sunt producători. Sunt producători. Da. Dar sunt foarte mulți speculanți care vin cu produse industriale. Vă și spun, vorbeam cu cineva de la Roma Alimenta, care le usucă, le mai dau cu puțin praf pe deasupra, făină, nu știu ce folosesc ei, să pară tradiționale. Iarăși au fost prinși și cu pâine care era făcută în sistem industrial, că e pâine de cuptor, și ca la mama acasă. Și da, nu era absolut deloc. Așa că vă dați seama, pierde tot consumatorul, prețul este foarte mare și în final ar trebui, cum să spun,
foarte bine controlați și să nu se dea voie să se vândă aceste produse false în piețele. Care, până la urmă, strică și imaginea produsului tradițional în sine. Da, bineînțeles. Se banalizează, toată lumea îl vede ca o marfă contrafăcută mai mult. Exact, exact. Decât ca un produs de, să spunem, de top. Sunt adeptul produselor tradiționale. Produsele tradiționale se fac greu, se fac manual, incubă multă muncă fizică, timp. Și ele sunt gustoase, că se respectă rețetele noastre de zeci de ani, poate sute de ani. Dar, cum să vă zic, prea au apărut peste noapte la noi. Dacă mâine se dau bani pentru agricultură ecologică, toți fac agricultură ecologică. Nu mai contează, se autorizează, așa și cu produsele tradiționale. Bun, să intrăm acum în discuția principală. Vorbim despre neonicotinoide. Până la urmă, aceste neonicotinoide sunt, de fapt, pesticide de generație nouă, care au fost retrase, să spunem, de pe piață, din folosință în Uniunea Europeană în decembrie 2013, pentru o perioadă de 2 ani. Principala acuză care li s-a adus a fost cea că omoară albinele și, practic, odată cu ele, spuneau că afectează undeva la economia, să zicem, generală a Uniunii Europene, ar fi de câteva miliarde de euro ce adusă din albine, de miere albinilor, și cu acest lucru ar afecta foarte mult, iar ar afecta pe apicultori. Ei bine, noi știm că am avut o perioadă de un an, 2014, derogare, am putut să folosim aceste neonicotinoide. În acest moment suntem în incerți, nu? Da, domnul Hăbeanu, aceste neonicotinoide au fost înființate în 1900, să zicem așa, au fost scoase pe piața insecticidelor în 1985 de firma Bayer. Începând cu anii 1990 au început să fie extinse pe piață. Vedeți dumneavoastră cum am luat și noi puțin avânt, să zicem, agricultorii români, deja încep să se pună restricții, ca să folosesc așa. Adică vedeți că este special pentru români și, dacă da, de ce? Nu e special pentru români, dar vedeți că Uniunea Europeană, vestul, mai precis zis, al Uniunii Europene, nu se confruntă cu... Ei și-au făcut curățenie, în primul rând, la ei în grădină. Nu m-au insecte. Eu am mai făcut comparația. Dacă cine circulă cu mașina în vest, în Franța, în Anglia, în Germania, o să vadă că seara nu o să aibă deloc insecte pe parbriz, da? Vă dați seama, au făcut curățenie bine că, de tot. Să știți că ziua există. În Germania, cel puțin... Ziua, da. Da. Apoi, la noi, ați văzut ce biodiversitate. Apoi, ei nu au acești deunători de care ne confruntăm noi. Tanimecus, zisă rățișoara porumbului, Agriotes viermi sirmă și Diabrotica. Înțelegeți? Acestea ar fi principalele boli combătute de acești neonicotinoizi. Da, exact. Aceste neonicotinoide se tratează sămânța cu ele. Ele, într-adevăr, protejează planta, că ele sunt, cum să spun, se transmit în plantă, dar nu și în organele de reproducere. Adică în flori, polen, nectar, pentru că... Deci nu ajung într-un contact cu albina. Nu, uitați, o să dau citire unui cercetător american, mare entomolog. Entomologia este știința care studiază insectele și care spune că nu se găsesc, să zicem așa, reziduri de neonicotinoide în polenul și în nectarul florilor. Și cel puțin la noi în țară, acum, cum să vă zic eu, Uniunea Europeană folosește foarte multe, să zicem, substanțe de tratat. Să știți că noi nu folosim atât de multe, pentru că suntem prea săraci ca să dăm cu foarte multe, să zicem, să aplicăm foarte multe tratamente la plante. Ei dau, înțelegeți? Aceste tratamente la ei, cu diferite substanțe, afectează și albinele. Să știți și dumneavoastră. Vedeți, dacă tratezi în timpul anului porumbul sau floarea soarelui, adică când porumbul, să zicem, e la 20-25 de centimetri sau floarea soarelui, trebuie albinele închise, că acele substanțe cu care tratezi, într-adevăr, omoară albinele. Acum, nu știu de ce
s-a creat această opoziție și văd, fără să se studieze, că tratez sămânța și omori albinele. Nu, am citit și eu, vă spun că am și aici, am intrat pe internet și am scos tot felul de păreri. Și eu sunt, Doamne ferește, să nu se omoare albinele. Cum? Nu mai avem albine, murim și noi. Dar uitați, vă dau numai un exemplu. În România, în 2000, aveam 614.000 de familii și în 2010, 1.280.000 de familii. S-au dublat. Producția de miere în 2000 era de 11.746 de tone, în 2010, 23.700 de tone. Vă dați seama că dacă aceste substanțe afectau albinele și le omorau, cum se zice, nu se mulțeau. S-au dublat numărul de stup, s-a dublat producția de miere. Apoi, să zice că, vedeți, afectează sistemul, creierul albinelor și că... Vedeți, da, le dezorientează, nu da, se mai pot întoarce la... Da, explică stup. Ei că aceste, cum să vă zic eu, substanțe se transmit în plantă și dimineața când e rouă pe frunză, albina vine și suge rouă aia și datorită substanțelor care sunt în plantă ajung și pe rouă și de aici... Albina, cum să spun eu, a preluat din aceste resturi de neonicotinoide și afectează creierul, că vedeți, regiunile creierului nu mai colaborează între ele și albina pur și simplu uită, nu mai știe să se întoarcă la stup sau nu mai știe să se întoarcă la florile unde să culeagă nectar și polen. E, nu este așa. Vă spun că ce am scos noi până acum nu arată că... E mai degrabă, chiar e o contrazicție aici între doi mari cercetători, unul care de 25 de ani studiază albinele și celălalt care studiază substanțele de tratat, în care e o contrazicere foarte mare. Amândoi lucrează la Universitatea din Sussex și spun că primul spune care... spune că neonicotinoide nu afectează albinele, spune că experiențele pe care le-a făcut colegul lui le-a făcut cu doze de 3-4 ori mai mari. Supradoză de neonicotinoide. Și că asta face. Apoi însă și să știți, la noi EFSA, autoritatea europeană care a interzis folosirea neonicotinoidelor în Europa, a luat această hotărâre numai pe baze teoretice, nu și prin cu dovezi științifice. Bun, da, atunci de unde a pornit această problemă, această, să zicem, zvon nefondat, dacă vedem ultimele studii pe care le citeați, că aceste nicotinoide ar omorâ? Este cineva, noi știm cum funcționează și la nivel european, sunt anumite, să spunem așa, societăți, companii multinaționale care fac lobby. Așa cum am discutat acum două săptămâni despre organismele modificate genetic. Da. Și aici există o concurență între anumiți giganți din această piață care să facă o astfel de lobby, pentru că de unde ar apărea? Și aceste cercetări care nu ar fi relevante pentru că ar fi cu o supradoză, deci o rea intenție, sau invers, cei care susțin că din contră nu afectează albinele și vin cu anumite statistici sau cercetări de cealaltă parte. Asta mă vedeți, întreb. Aceste neonicotinoide care, să zicem, au fost interzise, ele sunt clotianidinul, înțelegeți, care în substanță comercială este poncio, e produs de, cum v-am zis mai devreme, de Bayer, este imidacloprid, tot așa produs comercial, nupridul 600 FS și gaucho, la noi produs de Alchimex și mai este tiametoxanul, cruiserul produs de Syngenta. Adică în Europa produc Syngenta și cu Bayerul. E, vedeți dumneavoastră, sunt firmă nemțească și firmă elvețiană, înțelegeți? Este o luptă și între aceste firme, să știți și dumneavoastră. Deci putem să acuzăm și de jocuri subterane, da, să spunem. Dar ce zicem noi? Eu, știți, am fost la Copa Cogeca un an și ceva, expert pe cereale oleaginoase și proteaginoase. Și anul trecut, că am obținut acea derogare, ne-am luptat și noi foarte mult. Bine, a fost o luptă comună și Ministerul a luptat și alte organizații, chiar și la Paru. Dar, cum să vă zic eu... Am luat cuvântul și la Copa și la grupul consultativ de la Comisia Europeană, la DG Agri. Și le-am explicat
foarte concret ce înseamnă pentru România interzicerea acestor neonicotinoide în folosirea tratamentului la sămânță și, cum să vă zic eu, am spus că pentru noi va fi un dezastru național în sensul că pe noi ne afectează, vă dați seama, tratăm, cultivăm 2,5 milioane de porumb și 1 milion de floare a solului, mai vine rapița vreo 400-500 de mii de hectare, ce mai ajunge, vă dați seama, la aproape la 4 milioane de hectare. Știți ce ar însemna acest dăunător Tanimecus dilaticolis? Vă spun că până în iunie atac. Până în iunie, semen porumbul și îl retează, pentru că el în căutare de apă, primăverile cum la noi sunt secetoase, vine și roade plantele tinere. La timpul ăla, da. În acel an trebuie să vă opresc, bine purșeată peste noi. Ne întoarcem după 4 luni de publicitate și discutăm în continuare despre neonicotinoide și ce este făcut în 2015. O le aprobă sau va trebui să ne descurcăm acest an fără ele? Rămâneți cu noi!